Operațiunea Bătutul Covoarelor le ocupă gospodinelor timp, de aceea multe dintre ele au operat deja la curățătorile chimice. Acestea sunt asaltate de clienți, la fel și spălătoriile auto, care în această săptămână s-au reprofilat. Spălă mai multe covoare decât mașini pentru 5 lei metrul pătrat. Alte doamne mai pretențioase nu renunță la ideea de a-și curăța singure covoarele. Gospodinele cu experiență, care au și timpul necesar pentru curățenie generală, nu vor să-și lase covoarele pe mâinile angajaților de la spălătoriile auto. Și asta nu din cauza prețului, ci pentru că nimic nu se compară cu experiența casnică a unei gospodine când vine vorba despre curățenie. Le spălați mai bine dumneavoastră decât cei de la spălătorie? Aveți mai multă încredere în mâna cu experiență? Da, bineînțeles. Deci anul trecut le-am dus la spălătorie și nu am fost mulțumită. În concluzie, chiar dacă apelează la un ajutor specializat sau au încredere numai în experiența lor, gospodinele nu vor să le prindă paștele fără ca locuința să strălucească de curățenie. Potrivit superstițiilor din popor, casele rămase necurate de Paște îi vor bântui pe locatari.